Cerere mai puțin întâlnită la audiențele de astăzi, o tânără, însoțită de tatăl ei, s-a înscris la audiențe pentru a primi aprobarea să-și facă majoratul în sala de petrecere de la Căminul Cultural. După câteva ore de așteptare, autoritățile locale au dat și răspunsul. Emoții mari pentru adolescentă din Pașcani. Mai sunt câteva zile până la ziua ei de naștere, iar pentru a nu trece neobservați cei 18 ani, a pus la cale o mare petrecere și nu oriunde, ci la Căminul Cultural din Blăgești. Părinții i-au făcut și un cadou, o mașină Volkswagen Polo, examenul auto urmând să fie dat în câteva săptămâni. Face 18 ani. Majoratul, colegii, și eu vreau să închiriez sala de la Blăgești, de acolo. Aveți așa mulți invitați? Nu, 10 și 12. Și nu se poate face acasă? Nu, că n-aveam loc. Casa e mic. E ceva mai deosebit. Da. E organizatoarea, ea are bani, ea tot. Cererea a fost aprobată de către autoritățile locale, Cosmina, urmând să scoată din buzunar câțiva zeci de lei pentru ca împreună cu invitații ei, colegi, profesori și apropiați, să se distreze sâmbătă seara.